Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopie Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 de minute și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturghia de dimineață. A 27-a duminică după Rusalii, a vindecării femeii gârbove. Evanghelia de la Luca, din capitolul 13, versetele 10-17. În vremea aceea învăța Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. Și iată o femeie care avea de 18 ani un spirit de neputință și care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o și a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile asupra ei și îndată s-a îndreptat și dădea mărire lui Dumnezeu. Iar mai marile sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulțimii: 6 zile sunt în care trebuie să se lucreze. Venind deci între acestea, vindecați-vă, dar nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și a zis: Fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul său sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiica lui Avram fiind, pe care a legat-o satana, iată de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți care erau împotriva lui și toată mulțimea se bucura de faptele strălucite săvârșite de el. Suntem în perioada postului ce ne pregătește pentru marea sărbătoare a nașterii Domnului, o sărbătoare, cea a Crăciunului, în care Dumnezeu privește cu îndurare spre pământ și se naște în grota din Betlehem, pentru ca noi să putem privi cerul, născându-ne la Ierusalimul cel dintr-o înălțime. Evanghelia de astăzi ne ajută să facem încă un pas în înțelegerea acestui mister, atunci când ne vorbește despre vindecarea femeii gârbove. Ca de obicei în Sfânta Scriptură, planul istoric se împletește cu cel simbolic și cu cel spiritual, redând bogăția de sensuri pe care viața omenească le presupune. O femeie gârbovă ca cea de astăzi este o paradigmă pentru întreaga omenire. După acel moment fatidic al păcatului strămoșesc, ochii noștri sunt împiedicați să mai privească cerul și, gârboviți de povara păcatelor, ne apropiem tot mai mult de pământul din care am fost luați. Cei 18 ani de boală, adică de 3 ori 6, ne duc cu gândul la prințul acestei lumi, ai cărui rob eram până la venirea Mântuitorului. Femeia manifestă în mod explicit acest lucru prin însăși suferința ei. Mai marile sinagogi, în schimb, la fel ca și fariseii și cărturarii ce îl înconjoară pe Iisus de-a lungul predicării sale doar pentru a-l ispiti și a întinde capcane, suferă de aceeași problemă fără să-și dea seama. Toți aceștia îi cer Fiului lui Dumnezeu să intre în logica celor 6 zile ale săptămânii, să se conformeze lor. Mântuitorul, în schimb, încearcă să ne libereze din jugul cifrei 6, simbol al omului și al pământului, pentru a ne conduce înspre ziua 7-a, care este și ziua Domnului. Evanghelia de duminica viitoare ne va arăta mai pe larg felul în care ritmul și logica celor 6 zile riscă să ne îndepărteze de Dumnezeu, creând un cerc în aparență perfect, din care pământul posedat, cele 5 perechi de boi cu care lucrăm și familia în care totul se consumă, fac parte. Adevărata problemă este că acest cerc se demonstrează de fapt unul vicios, fiindcă împiedică pe oameni să ajungă la banchetul zilei a 7-a. Aceeași falsă logică îl condiționează și pe mai marile sinagogii din Evanghelia de astăzi și îl împiedică să accepte banchetul vindecării, al iertării și al iubirii Domnului. Femeia atinsă de îndurarea Mântuitorului se ridică și privește cerul, dând mărire lui Dumnezeu. Același lucru se întâmplă și cu noi, atunci când suntem reînnoiți și vindecați, revenind la starea noastră normală. Nașterea Domnului este evenimentul ce marchează începutul acestei etape, clipa în care lumina răsăritului de soare începe să ne strălucească, iar coloana noastră vertebrală începe să se vindece.
să ne pregătim pentru acest minunat moment, lăsând în scaunul de spovadă, ori de câte ori avem nevoie, fapte și lucruri din viața noastră ce poartă în ele semnul paralizant al cifrei 6. Suntem creați pentru a sta drepți și înnoiți în ziua 7-a Domnului. Lumina Evangheliei la Radio Blaj. O emisiune în cadrul căreia Preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturghia de dimineață.